Și mi-a zis o chestie foarte interesantă. A zis așa... Nu știi pe Vlad Star? Silicon Valley is the shit. Țineți minte expresia. Aici se întâmplă tot. Deci, și ca să spun cum se întâmplă tot, o să auzi Londra, Shanghai, Bombay, whatever the fuck. București, Silicon Valley is the shit. Zice, să-ți dau exemplul meu. Eu am investitori care sunt în Los Angeles. Los Angeles la o oră de avion, 5 ore de avion. Am investitori în Los Angeles și când mă duc în Los Angeles să le spun despre business-ul de investment, ăia se uită la mine ca la fel așa. Care este în California. Care teoretic ar trebui să fie oameni. Deci diferența între, nu vorbim Silicon Valley și Londra, deci diferența între la 5.000 ore de mers este, da? Acolo lumea asta face, respiră, bea, trăiește, visează, dansează. Tehnologie. Nu vorbim la, deci, e, în primul rând, în al doilea rând este greșeală. Până aici noi suntem în domeniul ăsta, dar greșeala se face că ei sunt internet-based. Nu, acolo este super avansat în micro, în biologie, în genetică, în fizică, în... Multe chestii se întâmplă în zona aia. Dacă căl o bombă, s-a terminat mult. Poate n-am zis. Deci tipul ăsta mi-a zis, băi, eu am o problemă cu ăștia din Los Angeles. Imaginează-ți cum sunt toți din altă parte. Deci, exemplul ăsta este, da, poți să faci o chestie globală, dar în momentul în care te duci acolo, te schimbi. Okay? Altfel. Colegul meu de Cubicle este un tip care a avut vreo 14 startup. 14 startup. De asta zicea și la că media vârstă este peste 30 de ani. De ce? Până la 30 de ani a învățat și i-am zis, bine, dar cum? Zice, păi, fac un start-up, nu merge, dau buleană, cum angajez 6 luni, stai de bani, fac altul. Am idei, da? Deci ideea este, numărul 2 este chestia de idei. Unii dintre voi, nu știu care, dar sigur că ați venit și ați spus, băi, eu am o idee și cred că ideea mea este cea mai bună. Este o prostie. Vă spun de pe acolo, este o prostie. Trebuie să ai 10.000 de idei. Din alea 10.000 pe secundă, dacă se poate. Din alea 10.000 trebuie să-ți validezi sau să-ți invalidezi 99.999 și să rămână una. Dar trebuie să ai 10.000. Să ai un pool din care să iei. Dacă ai o idee și un hang around that idea, it's not going to make. Pentru că dacă you fail, doar dacă crezi că este și doar dacă îți verifică și verifici cu alții și ăștia spun, băi, este o idee, du-te, mergi pe ea. Dar în general, stă-mă un pic, în general încerca să aveți 100 de idei din cât mai multe domenii și încerca să le validați. Unele dintre ele, vorbeam cu cineva acum ceva timp, băi, eu am avut o idee mișto și am văzut că s-a pus în practică. Ce nașpa este că n-am zis că... Da, e nașpa că n-ai făcut totul. Dar trebuie să fii fericit de faptul că ai avut o idee și ceva a găsit-o interesant și a pus-o în practică. Asta înseamnă că tu, la un anumit nivel, ai validat o idee, ți-ai validat în interior o idee, care idee a fost validată și de alții, independent de tine. Which is good. Da? Că ai progresat. Zic. Deci, întrebarea e foarte scurtă. De asta au găsit serviciul urmă online, asta e despre asta cu ideile. Da, e valabil în orice priză, știi? Suntem în zona tehnologică. Nu cred că mai funcționează neapărat modelul de business budget and even come. Pentru că deja există o aglomerare și trebuie să-ți găsești tot. Aici este chestia de nișare. Dacă îți găsești nișa pe care poți să fii, e ok, dar uneori nișa aia poate să fie atât de îngustă încât să nu make sense. Da, asta e. Apropo de networking, este și greu și ușor să faci. Poți să faci networking basic,
Dar poți să faci, de cele mai multe ori trebuie networking de high level, să poți să începi să deschizi niște. Acum, mie mi-a trebuit ceva timp ca să pot să mă întâlnesc cu diversi oameni. Bine, eu nici nu sunt un... Nu fac foarte multă socializare acolo. Așa sunt eu. Mi-am văzut de ce scop am. Dar, în principiu, am reușit să am niște contacte, pot să dau niște telefoane și să mă întâlnesc cu oameni. Până mine nu mă pot duce la Steve Jobs direct, dar, teoretic, cam poți să cunoști pe oricine, dacă îți dorești. În schimb, experiența când te dai jos din aeroport și nu știi pe nimeni, într-adevăr, poate să fie dureroasă, dar, din fericire, lumea este foarte primitoare. Adică, dacă reușești să fii un bun comunicator și să o ai social skills, poți să te descurci și să progresezi. Adică, totuși, pe ei nu erau, adică nu știau foarte mult, aveau niște contacte prin o să mergi. Este triul funcționează. Doi, vă sugerez să folosiți chestii de genul LinkedIn, Facebook e LinkedIn. Deci, de exemplu, eu sunt mai mult pe LinkedIn decât pe Facebook. Mi se pare o sculă de socializare la nivel de business foarte mișto. Și trei, apropo de socializare, am avut niște experiențe astea foarte interesante și anume la un moment dat trebuia să ajung la o companie. Am încercat pe LinkedIn, am încercat din toate relațiile mele să ajung la cineva de la acea companie. Mi s-a părut ceva imposibil. Era acceptat. Nu se putea. Deci nu răspundeam la niciun mail, nu răspundeam la niciun... destul de ciudat. După care am aflat că mare parte dintre ei sunt europeni și au... Nu se răspund. Deci la americani se răspund imediat. Este... Imediat. Deci dacă e dat, fac vine imediat e-mail. Sau telefonul, sau așa. La ei se folosește foarte mult voicemail. Eu aici sunt... Nu știu, eu am voicemail, nimeni nu lasă voicemail. Aici, la România, iar dacă îi las cuiva, păi da, ți-ai așteptat, ți-am zis, a, nu îmi lasă voicemail. Și acolo se folosește foarte mult pe voicemail. Mă amuzea chiar mă gândeam să fac un robot care vorbească cu robot. și încercam să găsesc această companie, mă rog, trava. Și era la cafeteria, cumpărasem de mâncare. Și, mă rog, eram să plătesc. Și era băiatul ăla care ia cartul să plătească. Și zicea, e 39 aici. Da. Și cu ce tot? Păi, uite, fac o companie, am o companie cu telefonie. Aia, foarte tare. Ce, eu știu pe unul, am un prieten al meu care lucrează într-o companie asta. Cum te cheamă pe mine? Exact așa. Care fac? Da? Ce, păi dacă vrei, să sun acum. Și spune la telefon, băi, poți să te întâlnești? Păi, da, bine. Să te întâlnești mâine la ora. Mergi la cafeterie, înțelegi? Da, era care se răbea, care te plătea. Da, să te gândești cum te-ai duce la baie. Da, și am oameni de idei. Dar nu poți dai mâna la baie. Băiatul la cafeteria, de fapt, era un hub, înțelegi? Pentru că știa pe toți în ce se ocupă. Dacă e ceva, deci acolo sunt 120 de firme. Înțelegi? Cei care au câte, în medie, dacă întreabă pe toți cu ce se ocupă, este evident că va ști, va avea un... Ăla are cea mai mult de rețea de acolo. În altă ordine de idei, este trist să recunosc. În Silicon Valley sunt doar 3 companii românești care au prezență. Din defecție. Care sunt fiici? Adică sunt companii mari. Sunt două companii mari. Una. Sunt 3 companii mari. Una zic... Și asta se va spune. Una se cheamă GK, dar a doua se cheamă... Bitmanager și a doua se cheamă Netflix. Dar asta este o chestie nasoală. În schimb, ce pot să vă spun eu, cât timp și sunt acolo și nu sunt acolo pentru cine vreți, cine dorește, când nu sunt acolo, cubicle-ul meu poate fi folosit ca hub și unde să stați să faceți și locul unde am eu, dacă vreți, doar îmi spuneți. Iar dacă ajungeți acolo, dați un telefon și, mă rog, ne întâlnim, vă pun în contact și vă spun. Deci, nu vreau să zic că am foarte multe relații, dar teoretic se poate găsi... Și faci și grătare, poate. Câte ziua? Cu grătare? A patra companie. Da, exact.